Bună, bună la toată lumea! Ce faceți, cum sunteți? Sper să aveți parte de un nou început de săptămână minunat. Astăzi suntem în data de 19, dragii mei, și este lună plină, da, în zodia Vărsătorului, o lună care are o conotație foarte puternică pentru că se îndeplinesc dorințele. Puteți să vă scrieți pe o foaie de hârtie toate dorințele care le aveți, că vreți să vă eliberați sau mai știu ce, da? Și dați foc seara târziu, deci să fie 10 seara, da? La voi. Ora voastră, ora României sau dacă sunteți în străinătate, la fel, ora 10 seara. Ce facem noi aici? Am luat apă părăsită de la Trei Fântâni pentru că facem o protecție pentru canalul nostru de YouTube, pentru voi, pentru mine, da? Toate persoanele care atacă canalul de YouTube, da? Și care au treabă cu canalul meu, cu mine și cu voi, cum este și Mortăciunea și Sclavii ei, da? Care au treabă cu noi, vom face un ritual sau un descântec, să-l numim așa, împotriva acestor persoane. Nu numai ei, chiar și alte persoane, cunoscute, necunoscute, da? Care au treabă cu acest canal al meu de YouTube, cu mine personal, cu voi, bineînțeles, și le întoarcem înapoi răul, exact după limba lor și după sufletul lor, da? Pentru că sunt, trăim zile în care oamenii sunt foarte, foarte răi și nu se potolesc, da? Așa că facem un ritual ca noi să avem protecție, oricum voi aveți protecție că eu merg prin biserici pentru voi, dragii mei, dar vom face și o protecție așa în direct, așa să vedeți și voi cum fac eu, că voi deja care mă știți, știți, da? Eu nu am sclavi, eu am persoane care le iubesc pentru că eu nu comand pe nimeni și nu dau ordine la nimeni, Mortăciunea are sclavi. Care, bineînțeles, dacă ea e dusă cu capul, ea sunt și mai duși cu capul că se uită la ea și o ascultă, da? Așa că haideți, dragii mei, să facem această purificare, să zicem, acest descântec, da? Să dăm foc cu chibritul, bineînțeles, la lumânare. Așa cum această apă este luată de la fântâni părăsite, așa toate persoanele care atacă acest canal de YouTube pe mine și pe voi să fie părăsiți, să nu mai aibă parte de absolut nimic, lacrimile să le curgă pe ochi, viața lor să fie pustită, inima lor să fie pustită, sporul lor de bani să fie pustit. Da? Cum această apă este părăsită, așa să fiți voi toți cei care atacați acest canal și toate persoanele care aveți treabă cu abonații mei și cu mine, să vi se pustiască viața, să vi se pustiască inima, să vi se pustiască absolut tot. Cum peștele se zbate pe uscat, așa să vă zbateți voi și să nu aveți pâine pe masă, să nu aveți mâncare, să nu aveți liniște, să nu aveți pace, să nu aveți odihnă în casa voastră, da? Să aveți parte de spini și de mărăcini. Pe unde veți merge, să aveți parte numai de ghinioane, să aveți parte numai de necazuri, să aveți parte numai de lucruri rele. Ușile să se închidă în fața voastră, nicio realizare să nu mai aveți. Tot rău și toate vorbele rele și toată insidia și toate lucrurile rele care voi le vreți către abonații mei, către mine, către canalul meu, să se întoarcă împotriva voastră în zeciți. Să nu aveți parte de nicio protecție, pentru că oricum nu aveți protecție, da? Să aveți parte numai de rău, să aveți parte numai de ghinioane, să aveți parte numai de nenorociri. Cu mortul stă pe loc, așa să fiți voi țintuiți pe loc, să nu puteți să faceți nimic. Cu mortul nu are bani, bani să nu mai aveți voi în buzunarele voastre, da? Cum ceara de la lumânare se topește, să se topească inima voastră, să se topească carnea voastră, să se topească toate acțiunile voastre care voi le faceți împotriva mea, împotriva abonaților mei, împotriva acestui canal, da? Așa cum această lumânare dă să se stingă, așa să vi se stingă vouă viața, să vi se stingă vouă inima și sufletul în voi și limba în gură, da? Pentru tot ce ați făcut și pentru tot ce faceți. Hai să mai aprindem, că uite aici s-o stins. Înseamnă că vă veți stinge, vi se va stinge lumina, da? Lumina voastră se va stinge. Ok. Așa cum
această lumânare se topește și această ceară se topește, așa să se topească limba în gura voastră, să vi se topească ochii, să vi se topească mâinile, să vi se topească picioarele, să nu mai puteți merge, să nu mai puteți vorbi, să nu mai puteți să aveți liniște și pace, să nu mai puteți mânca, să nu mai puteți odihni, somn să nu mai aveți, poftă de mâncare să nu mai aveți, pe unde veți merge, pe unde veți călca, necazul și dureri și lacrimi și suferință să vină pe capul vostru, pe inima voastră, să vă transformați în pulbere, da? Praful și pulberea să se aleagă de voi, de gura voastră, de acțiunile voastre rele. Toate relele și toate vorbele urâte și tot răul care voi mi-l doriți mie și care îl doriți la abonații mei și canalului meu să se întoarcă împotriva voastră înzecit. Da? Să aveți parte numai de ghinioane, să aveți parte numai de nenorociri, să aveți parte numai de lucruri rele. Nimeni să nu vă mai bagă în seamă, nici familia, nici prietenii, să fiți pustiți cum este pustită această apă de la această fântână, așa să fie pustită casa voastră, așa să fiți voi pustiți, așa să fie pustită viața voastră, nu pentru o zi, nu pentru două, și pentru eternitate, da? Pentru că eu această apă mă duc și o arunc la răscruce de drumul. Bine, dragii mei! Toate vorbele voastre urâte, toate bârfele, toate lucrurile rele care le vorbiți să cadă asupra voastră, să vină asupra voastră depresiile, să vină asupra voastră bolile psihice, să vină asupra voastră lucrurile rele, pentru că v-ați luat și vă luați după o persoană nebună. Această nebuneală din capul ei să vină pe capul vostru, bolile ei să vină pe voi, da? Supărările ei și necazurile ei să vină asupra voastră tuturor celor care o susțineți și toate persoanele cunoscute și necunoscute care aveți treabă cu canalul meu de YouTube, care aveți treabă cu mine, care aveți treabă cu abonații mei, așa cum ceara asta este topită, așa să vă topiți voi, să se topească vorbele voastre, să se topească inima voastră, să se topească sufletul vostru, da? Să nu mai aveți parte nici de liniște, nici de fericire, nici de dragoste în casa voastră, în lăcașul vostru, împreună cu familia voastră, împreună cu toți cei voștri, ai voștri dragi. Să rămâneți pustite, să vă părăsească bărbații, să vă părăsească copiii, să fiți ai nimănui în drum, să ajungeți la colțul străzii să cerșiți o bucată de pâine, da? Să se îndeplinească tot ce spun eu acum aici, pentru eternitate, da? Așa cum această apă este pustită, luată de la fântâni pustite, așa să fiți voi pustiți singuri și singure, să nu mai aveți parte de liniște, să nu mai aveți parte de mâncare, să nu mai aveți parte de și toate acțiunile la toată lumea și la toate vrăjitoarele și descântătoarele care le faceți contra la canalul meu, contra mea și contra abonaților mei, să vină pe capul vostru, să vină pe inima voastră. Cu morții din morminte sunt morți, așa să fiți voi morți și îngropați, da? Cu morții nu au bani, voi să nu mai aveți bani. Cu mortul stă țintuit, țintuit să fie pașii voștri, să nu mai aveți parte de realizări, să nu mai aveți parte de nimica. Nu vă jucați cu mine că nu știți cu cine vă puneți, da? Așa cum această lumânare se topește, așa să se topească inima în voi, limba în voi, da? Carnea de pe voi. Să vă ajungă blestemul meu pe toți cei care aveți treabă cu mine, toți cei care aveți treabă cu canalul meu, toți cei care aveți treabă, având în vedere faptul că astăzi este lună plină, se prinde, da? Și interesați-vă la toate persoanele care au intrat în blestemele mele, ce au pățit. Așa că toate persoanele care vorbiți rău de mine, toate persoanele care aveți treabă cu canalul meu și cu abonații mei, răul și pulberea și toate spiritele să vină pe capul vostru, pe inima voastră, pe sufletul vostru, da? Tot ce-mi doriți voi mie să vă deie înapoi universul de 50.000 de ori. Tot ce-mi doriți voi mie și canalului meu și abonaților mei să primiți de 100.000 de ori înapoi înzecit, da? Toate vorbele urâte, toate gândurile rele, toate vorbele și toate gândurile și toate blestemele care voi le-ați făcut împotriva mea, care le faceți împotriva mea și a canalului meu și a abonaților mei, să vină asupra voastră înzecit, da? Să vă mănânce pielea, să aveți holeră și bubă neagră și pe limbă și pe corp, da? Să aveți parte de râie pe corpul vostru, să vă mănânce viermii de vii, pe toți cei care ați vorbit și pe toți cei care vorbiți de rău de mine, de familia mea, de copiii mei, de abonații mei și de acest canal. Praful și pulberea să se aleagă de voi acum, aici și pentru eternitate, da? Așa cum această lumânare se stinge, așa se va stinge. Asta e a doua oară când se stinge, da? Dacă se stinge și a treia oară, ați belit-o.
Așa cum această lumânare se stinge, uite, s-o stinge și a treia oară. Deci, e clar că toți cei care ați vorbit, obeliți la rece, da? Așa cum această lumânare s-a stins, așa se va stinge inimile voastre, se va stinge vorbele voastre, se va stinge protecția voastră, se va stinge absolut tot. Tot rău care voi l-ați făcut și îl faceți împotriva familiei mele, împotriva mea, împotriva copiilor mei, împotriva acestui canal și abonaților mei, să cadă împotriva voastră în zecit. Bineînțeles că eu această apă cu această lumânare mă voi duce și o arunc la răscruce de drumuri pentru voi, toți cei care nu încăpeți de acest canal, da? Nu încăpeți de mine și nu încăpeți de familia mea. Praful și pulberea se va lege de voi. Cum arunc eu această apă la răscruce de drumuri, să calce mașina peste voi, da? Peste capul vostru, peste inima voastră, să aveți parte de accidente, să aveți parte de cumpene, să aveți parte numai de necazuri și de nenorociri. Să vă ajungă blestemul meu acum, aici și în momentul ăsta. Așa să fie, da? Să meargă pe carnea voastră, să meargă pe capul vostru, să meargă pe inima voastră. Nu pentru o zi, nu pentru două și pentru toată viața, dragii mei. Așa că stați liniștiți, dragii mei, că își vor primi plata, își vor primi pedeapsa, exact cum are și această mortăciune plata, nu vrea să recunoască, dar îi merge ca dracul, da? Și ea este, ați văzut-o cât este de jegoasă și de murdară, deci se vede pe ea că aia nu este o femeie îngrijită, este o femeie jegoasă și plină de murdării, da? Pentru că morții cu morții, mortăciunei descompuse e cadavru. Dar nu vorbesc numai de ea, vorbesc de toate persoanele cunoscute, necunoscute, care atacă canalul meu de YouTube, care atacă familiile voastre, familia mea. Voi sunteți băgați la moaște, ați văzut, la slujbe importante și eu vă trec mereu. Așa că oricum va cădea pe capul lor toți cei care o susține și toți cei care sunt sclavii ei și se ia după o nebună care are probleme psihice, nu numai ea și toate persoanele care atacați aici. Veți avea parte de ceea ce dați. După limba voastră veninoasă va veni asupra voastră tot rău, pe capul vostru, pe inima voastră, pe sufletul vostru, 1000 de ani de acum înainte. Așa să fie.